Da, da. Hai, uite, hai, da, la plimbare. Ai mâncat bine. Bravo. Asta nu. Asta e un pic bombată, dar nu știu dacă o să aibă corne. Hai să vedem. A, cum să nu? Bine. Ascuțătare. Poate că crezi mai încet, dar s-a scuțâte. Nu. Categoric. Da? Nu, uite tu ce zice doamna expertă. Ia, fetița, ne băgăm aici într-o aventură, într-un joc. Da, astea n-au deloc. Prin comparație. Știi că sunt capre care au da, un pic de ciunt acolo, mai ciunturoase, da? Asta are cornică, să simt. Bine, dacă foarte încet eu crescut, că are 10 zile, trebuia să fie un pic cu piele străpunse. Plânge ieduța, vai, 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 vai. Salutare, prieteni! Fătările la noi aproape sunt finalizate. În turma noastră de 5 capre. Mai avem una care trebuie să fete. Adică Fifi, Silvie, cea care a fătat ieri, și ieduțele astea care sunt fătate de o săptămână, Iedu și ieduța lui Doina, trebuie să le ecornăm. O să trecem din nou prin toată procedura de ecornare, pentru că am văzut că are un interes deosebit din partea crescătorilor de capre. O să încerc să vă dau toate motivele pe care le știu și tot ce știu eu de ecornare, pentru că la fiecare video cu ecornarea primesc noi și noi întrebări de la voi. Așadar, avem o ieduță cu cornele nu prea proeminente, dar veți vedea cum decurge procedura. Și avem nevoie de, ideal, o ladă în care ieduța să stea. Dacă n-ați mai văzut lada asta, are un suport aici în care eu voi ține capul ieduței. Așa. O să mă apropiu. Așa. Și având capul ei aici, mi-e mult mai ușor să o controlez în momentul în care veți vedea că e o procedură destul de dureroasă pentru ieduță, dar cu cât pot să o imobilizez eu mai bine, cu atâta durerea e de durată mai scurtă. Hai să vedem și înăuntru. Lada asta arată așa. Pe mijloc are o scândură ca ieduța să nu-și poată da picioarele din față în spate și din spate în față. Se vede un pic scândura acolo. Și practic ieduța stă în picioare. Aici mai avem un lemn care coboară un pic pe gâtul ei. Și un blocaj care nu e neapărat necesar, pentru că noi ne așezăm pe cutia asta. Mai avem nevoie de un spray cu oxitetraciclină. Asta îl găsiți în diferite forme la farmacie veterinară. Spray albastru, îi zic cei mai mulți dintre crescători. Și cel mai important dispozitiv este acest ecornator. Ecornatorul e un dispozitiv care se bagă în priză, funcționează pe curent, are ceva, eu știu ce are acolo, de încălzește partea asta metalică. Și cele mai multe întrebări de la voi despre acest ecornator ține de dimensiunea acestui cap. Este de 16 mm, 17 exteriorul și un 15-16 interior. Asta ca să vă răspund celor care întreabă de obicei ce dimensiune are, că vreau să-mi fac eu, că vreau să inventez. Eu l-am cumpărat, cred că, cu 150 de lei de pe China, cu vreo 3 ani. Și îl folosesc, nu știu dacă l-am folosit de vreo 15-20 de ori până acum. Dar, când ai nevoie de el, e foarte bun și foarte util. O să vă explic de ce e foarte bun. Se pare că era destrâns. O să vă explic de ce se face procedura de ecornare.
Pentru cei care sunteți foarte miloși, vă recomand să nu vă uitați la acest video pentru că implică o oarecare durere considerabilă pentru Ieduț. Dar ne scutește pe noi crescătorii de capre de o durere îndelungată de-a lungul vieții caprei, pentru că o capră cu coarne poate să producă foarte, foarte multe pagube. Începând de la crengile arborilor pe care le poate rupe cu capul, mai ales țapii care se întind până la 2 metri uneori și rup crengi, până la pierderi de gestație la capre care se pot bate între ele și având coarne evident se pot răni mult mai grav. Un alt aspect pe care mulți crescători nu-l știu încă, poate doar după ce treci prin experiența asta traumatică înveți, însă eu am auzit de la alții, nici eu n-am pățit, faptul că caprele au obiceiul și pot să-și rupă picioarele una alteia dacă una cu coarne îi prinde piciorul celelalte și îl răsucește într-o bătaie. Cred că ați înțeles motivul și din cauza asta e cel mai simplu și cea mai ușoară procedură să se ecorneze ieduțele și rapid. Cea mai ușoară, cea mai rapidă, cea mai eficientă procedură și cu șansele cele mai mari de reușită, ieduțele să se ecorneze la scurt timp după naștere. Acum fiți atenți la video ăsta că eu nu o să mai răspund la întrebările la care am răspuns deja în video. E foarte important ca ecornarea să se facă între o săptămână de la fătare și maxim două. Ideal ar fi la iezi, veți vedea cât e de mare, cât e de mărișoare cornuțele la ieduț, la fratele lui asta. Ideal la iezi să se facă în 4-5 zile. Noi avem deja spre 10 zile și asta presupune o rană un pic mai mare ca să ne asigurăm că eliminăm tot cornul de pe scalp, de pe craniu, de pe cranul iedului. Acum, eu am introdus ecornatorul în priză de ceva vreme și am așteptat să se încălzească. Cum verificăm dacă ecornatorul are temperatura dorită? Este probând pe acest lemn. Are o ardere uniformă și destul de considerabilă. După cum vedeți aici din diferite probe, cam asta e ceea ce ne dorim. O ardere consistentă. Voi explica procedura și încă o dată vă rog pe cei care nu sunt sensibili, care sunt sensibili și nu sunt crescători de capre, să nu se bage să ne dea nouă lecții despre cum ar fi să crești o capră care să-ți vateme, să-ți omoare, să-ți ucidă, să-ți distrugă altă capră. Caprele sunt animale care se bat și, după părerea mea, având capre, toate caprele noastre sunt fără corne, liniștit se pot bate chiar și în gestație. Că nu o să se bată de omorât și încă n-am avut avortări la capre. Așa că dacă aveți o părere foarte serioasă și foarte sensibilă și foarte simțitoare cu privire la această eduță, noi îi dorim o viață lungă, dar ca să avem o viață lungă și ușoară noi în acest parteneriat, dumnea ei trebuie să-și piardă coarnele. Mai ales că aceste coarne pot crește, nu știm în ce direcție vor crește, cât de viguroase, cât de mari, dar cu siguranță sunt niște arme și într-o bătălie ea le va folosi. Așa că, domnișoară, pare rău pentru ce urmează, dar o să suferi un pic și o să-ți treacă. Acum, ecornatorul s-a încălzit suficient și procedura e următoarea. Dacă sunteți la început, e foarte important să dibuiți, să estimați cât de bine posibil unde este localizat cornul. Deci, în momentul în care eu voi aplica ecornatorul direct deasupra cornului, ca să fie mai eficientă arderea asta, trebuie să fac așa niște mișcări rotative. Voi ține ecornatorul nu foarte mult timp, că e posibil să facem daune grave ieduței, aproximativ 5-8 secunde. Acum, am identificat zona și ne apucăm de treabă. O să iasă un pic de fum, o să fie un pic de durere, dar asta este. 2, 3 și... Oh, ce mi-ai făcut, iubire? Da, nu-mi pare rău, nu. Să știi că pare rău. Și acum deja pielea caprei, pielea eduței, a fost caute
ca să nu îi încălzim prea tare creierul, facem pauze. Sau putem să alternăm între o parte și cealaltă. Putem să alternăm între o parte și cealaltă. O modalitate ca să-ți ușurezi munca ar fi să tunzi un pic zona fruntea Ieduței, dar eu deja am făcut, făcând treaba asta de mai multe ori, cred că mă descurc. Și n-am avut accidente, n-am avut Ieduțe să moară, n-am avut Ieduțe care să moară după o ecornare sau să fie, nu știu cum. E o durere, poate că maxim de jumătate de oră în timpul și după procedură, să zicem o oră. Cred că e un lucru tolerabil și acceptabil dacă vrem și ne dorim să ținem o Ieduță 5-10 ani cu sănătate. Dacă procedura este o reușită totală, în zona cornului nu mai trebuie să fie după ecornare niciun pic de sângerare. Dar este tolerabil și absolut în regulă să avem un pic de sângerare pentru că e o leziune. Dar nu ne-ai mai povestit acum a doua oară, deci se face, se repetă de mai multe ori. Deci procedura asta o repetăm de mai multe ori, cu pauze între ele, ca Ieduța să nu fie, să nu-i se încălzească prea tare craniu și creierul. Și, cum ați văzut, alternăm de la o parte la cealaltă. Acum am făcut de două ori și voi începe să rașchetez un pic cornul, pentru că, practic, tot ce a rămas în interiorul inelului pe care eu l-am cauterizat este corn. Acum cornul ăla o să încerc să-l dau jos și eu de obicei m-am grăbit și am ras cu cutterul asta, dar vreau să încerc de data asta să repet procedura de 3-4 ori și să văd dacă reușesc cornul ăsta prin ardere el însuși să cadă jos de la sine. Înțelegi? La corne mai mari, cum va fi probabil de făcut la ied, trebuie să trecem cu o parte a inelului cumva și pe mijlocul cornului. În felul ăsta facem... Da, mai făcut altă dată. Așa, da. De aia e important ca ecornarea să se facă undeva între 4-5 zile de la fătare și maxim 7-8-10. 7-8-10 în regulă la Ieduțe. La noi iedul e cam târziu. Se poate face și la 10-12 zile, dar la 2 săptămâni deja e prea târziu pentru ies, pentru că cornul e mare și e prea grav. Prea dureros. Nu se mai pune în discuția, se face la o lună, două, trei, cum m-a întrebat unii dintre voi. Așa că dacă vreți să aveți ecornate căprițele, trebuie să vă gândiți din timp, după momentul fătării, să acționați cu prioritate, cu celeritate. Primesc foarte multe insulte și injurii de la cei care n-au ținut în brațe o Ieduță niciodată. Dar se grăbesc să mă judece pe mine care cresc aceste animăluțe cu pasiune și cu dragoste și mi-aruncă injurii. Cu siguranță vor fi debili și la acest video care să mă judece. Însă v-am dat toate motivele în avans și îi o traumă calculată care trebuie făcută la un animal pe care vrem să îl păstrăm. Că o altă alternativă ar fi la câteva luni să-l băgăm în ceaun. Și atunci nu-i mai bine să trăiască căprița 6, 7, 8, 10 ani cât vrem, cât poate în gospodărie cu noi fericită? Vă spun eu că e mai bine. Da. La începutul acestui video nu eram sigur dacă acesta este un corn, dar după formă și textură și consistență, cu siguranță e un corn care nu a apucat să iasă încă prin piele. Deci e destul de ciudat, că trebuia să fie, cum ziceam, mai avansată creșterea.
trebuie să vă spun că dacă vă iubiți animalele, să aveți grijă cu ăsta că e foarte fierbinte și să nu ardeți animalul în altă parte, la urechi, pe nas, pe așa. Ea e foarte vital ăsta, ca să imobilizăm bine animalul și să ne facem treaba fix unde e nevoie. Cade cornul de la sine. Vezi? Probabil am mișcat mai vârtos. Și atunci el acționând s-o mișcat pe scalp, pe craniu, că, așa, mișcându-l mai vârtos, probabil că ecornatorul o plutit, să zicem, mai bine pe craniu și o ars mai bine baza cornului. Da, ești aproape gata. Hai că aici foarte puțină sângerare am. Și dincolo n-a căzut încă cornul sau de ce tot repede? Ce se întâmplă dacă nu cureți foarte bine acolo? Dacă nu se curăță suficient cornul și el încă mai are o rădăcină din care poate să crească, se va dezvolta. Evident că o rată de succes mai mică de 100% sau estimăm, să zicem că ar fi o rată de succes de 80%, cele 20% vor fi niște zdronțuri care vor crește eventual în părțile unde n-am ecornat suficient. Și iarăși asta e o problemă. Nu e o problemă. Păi, e o problemă, de exemplu, pentru că ele tot se bat și carne și fără carne. Și când se bat, de se aruncă cap în cap, de fiecare dată când se bat, cornele alea, cioturile alea de carne, îi cad. Și să... Dacă vorbești de Dora, pentru cine a văzut fătarea lui Dora, Dora a fost ecornată cu inele. Și ecornarea cu inele se poate face la caprele adulte, dar s-ar putea să rămână cioate, cu multe semne de întrebare, e foarte dureroasă. Dar decât să aștepți până îți fată capra și până aveți comportamentul ei cât de bătăușă îi, cel mai simplu lucru este să ecornezi ieduța chiar după fătare. Noi avem un pic de sângerare, dar îți destul de mulțumit. Acum vom acoperi ochii ieduței și vom da cu spray-ul ăsta. Da, mamă. Din belșug, să fie acolo. Dacă el o să se joace, dacă ieduțele se joacă și se mai bat cap în cap, până ajunge să se cicatrizeze și să se închidă cu piele toată rana asta, s-ar putea să mai curgă un pic de sânge, dar nu va mai fi nimic dramatic de acum încolo. Cam asta e procedura. Și trecem la următorul. De data asta cred că avem doar ieduța asta și frățiorul ei. Gata, bine, ai scopat. Da, știu că n-ai vrut să te fac să suferi. Și nici eu n-am vrut. Dar vreau nici eu să nu sufăr toată viața, știi? Știi? Vreau să fim fericiți împreună. M-ai făcut cu albată pe bărbie. Na. Ai văzut că ți-a trecut. Un pic mai ești speriată. Dar ești bine acum. Cam asta ne dorim. Ieduța nu trebuie să fie anemică sau nu știu cum. Că e clar că ai abuzat prea tare. Procedura a decurs bine. Ieduța vrea să se întoarcă la neamuri. Oameni buni, nu o să vă arătăm toată procedura și de la acest ieduț, dar ați văzut despre ce e vorba. Ați văzut cât e de importantă ecornarea. Dacă nu sunteți convinși de treaba asta și nu aveți puterea necesară să o faceți, nu o faceți. Creșteți capre cu coarne, le dorim succes tuturor crescătorilor, dar aveți bunul simț să tăceți din gură, să nu faceți gălăgie și dacă nu pricepeți o procedură, o
măcar nu vă dați cu părerea. Vă mulțumim. Nu mă taci odată, mă, să termin de vorbit. Vă mulțumim pentru vizionarea și la acest video. Mulțumim că v-ați uitat. Nu uitați să ne dați un like dacă ați învățat ceva din acest video. Eu m-am străduit să vă transmit toate informațiile pe care eu le știu. Nu e o procedură foarte dificilă. Te înveți dacă o practici și dacă vrei să o faci. Dacă nu, nu te lega la cap că nu ți se merită. Dar după părerea noastră e o procedură foarte importantă pentru a avea capre fără corne, în siguranță, în efectiv și așa mai departe. Pentru ele și pentru altele. Lăsați-ne părerea voastră în comentarii, vă salut. Vedeți și alte videouri mai avem pe canal, avem o bivoliță, avem niște purcei, avem niște găini, avem tot felul de animale. Vă salut și ne vedem data viitoare.